Cu mai puțin de 24 de ore înainte de meci, atmosfera de la Mediaș este destul de tensionată. Ioan Horoba susține că a primit mai multe telefoane în ultimele zile prin care era sfătuit să ceară ca jucătorii dinamoviști să fie supuși testului antidoping. În ciuda presiunilor și a speculațiilor pe marginea returului cu Dinamo, oficialii gazdelor spun că se vor concentra doar asupra jocului din teren. Este un meci important pentru noi, foarte important, o calificare în finală pe România ar însemna enorm pentru orașul nostru, pentru clubul nostru, pentru noi ca antrenori și jucători. Din păcate, în meciul tur, deși am avut șansă, nu am reușit să profităm și să scoatem un rezultat mai bun. Este acest 1-0 pentru Dinamo de recuperat. Asta ne obligă să începem mâine jocul cu gândul neapărat de a înscrie gol și pe cât posibil să nu primim, pentru că orice gol primit ne diminuează substanțial șansele. E o șansă foarte mare pentru noi, poate nici nu o să ne mai întâlnim cu o asemenea șansă, să jucăm finala Cupei României. E un vis pentru oricare jucător și suntem conștienți că avem un meci foarte greu. Dinamo pleacă cu prima șansă, dar sperăm să avem și doza aia de noroc care să ne califice și care ne-a cam lipsit în ultimele meciuri. Partida dintre Gazmetan Media și Dinamo București va începe la ora 21:30.